Astăzi vă voi citi o carte pentru copii de toate vârstele. Aventuri cu găina mea Conceata de Lena Răducu. Pentru comenzi o puteți contacta pe Elena Răducu Folea, pe pagina ei de Facebook sau pe pagina Evenimente Magice ale autoarei. Audiție plăcută! Capitolul 1. Conceata. Era prin vara anului 1983. Soarele ardea puternic în acel sătuc uitat de lume, Bădeni, unde nici măcar apă nu era decât la pompa din drum. Tot satul venea să se alimenteze cu apă de acolo. Vara, desculs de înșiram toți copiii satului pe drum, cărând cu greu lichidul magic. Eu aveam 5 ani pe atunci și principala mea îndatorire era să aduc apă acasă cu găletușele de 5 kg ca să-i fie mai ușor mămăiței mele în gospodărie. Mergeam cu 2 găleți, una roșie și una albastră, și făceam 2-3 drumuri în fiecare dimineață ca să fie apă proaspătă în casă. Bineînțeles că jumătate vărsam pe jos în graba mea și din cauza drumului pietruit, dar mama ea nu zicea nimic, se bucura oricum de ajutor. La țară aveam o gradă mare și frumoasă, plină cu toate cele, găini, pui, cocoși, pisici, căței, purcei, o vacă și un vițel. Să tot muncești la ele, dar și să te distrezi. Timpul parcă nu se grăbea nicăieri. Toate erau la locul lor, în raiul copilăriei mele, unde mama mă uita vreo 2-3 luni în fiecare vară. Și nu era ca acum cu telefoane să vorbim mereu. Nu! Odată lăsată acolo, acolo stăteam. La câte o lună venea să mă vadă și să-mi aducă napolitane. Se circula foarte greu cu autobuzele. Eu eram o mare iubitoare de găini și asta se vedea cu ochiul liber. Tot timpul stăteam în mijlocul lor, le îngrijeam, le dădeam boabe, le făceam curat în coteț, ba chiar am reușit performanța să îmblânzesc o găină gri pe care o iubeam maxim. O chema Conceata. Conceata era o găină specială, pestriță, cu un conci mare pe cap, grasă și frumoasă. O iubeam și ea mă urmărea peste tot. Cot-codac, cot-codac, cot-codac! Hai să-ți dau de mâncare, pregătim ceva bun pentru tine. Am luat-o în brațe cu greutate, avea deja peste 8 kg. Și m-am dus în bucătărie. I-am pregătit pâine înmuiată în lapte și mălai cu o bunătate. I-am pus în farfuriuța ei specială și am privit-o cum ciugulește. După ce am mâncat, i-am pipăit gușa plină, care stătea încordată până la refuz de mâncarea primită. Am luat-o în pat, am ufășat-o cu un scutecel, rămas de la vărul meu care acum avea deja 5 ani, și ne-am pus la somn amândouă în pat, învelite corespunzător. Am dormit vreo 2 ore în pat până când a venit mamaia și a strigat: „Măi, cochilă, ce e în capul tău? Ce faci cu găina în pat? Găinărea să o să te faci. Las, că te spun eu lui maică ta când vine. Of! Uf, copiii ăștia nu mă ascultă deloc!" A ieșit ea din casă, bodogănind și e trântind ușa după ea. „Da, da, sunt cu minte, mamaie, și găina nu face mizerie, are scutec!" Am râs eu. Totul era o distracție pe vremea aia și țin minte și acum cu plăcere toate boroboatele pe care le făceam.